Doar domnul director în Consiliul Profesoral luni ne-a spus așa că consilierea psihologică și analizele pentru medicina muncii vor fi suportate de către școală din bugetul școlii. Atât, altceva nu știu. Au început colegii dumneavoastră să facă aceste analize? Încă nu, noi de agrădință n-am început, de ceilalți nu știu. Așa, în plus față de acest lucru sunt cei care lucrează în bucătării, personalul... Da, au niște analize specifice, speciale, adică pentru cei care lucrează la bucătării sunt mai multe, dar nu le știu eu. Coprocultură e absolut necesară, sânge, radiografie pulmonară. Personalul de la bucătărie nu numai la începutul anului școlar. Mai fac la 3 luni, la nu știu cât, la 6 luni, exact nu știu.